Am avut un Crăciun și un Revelion foarte, așa, plin de boală. Am stat la pat, amândoi, copii. Eu am găsit o scoică foarte faină, vrei să vi-o arăt? Da? De a doua. Cum a fost mami de Crăciun și de Revelion, de sărbători? Fai. Am așteptat să ne facem... Găsit. Și acum mă bucur foarte tare că suntem mai bine. Și vă iubesc foarte mult. Și acum mă bucur și foarte... Și să dați eu la retrage. Deci să face din contră, nu mă lasă să vorbesc. Mă bucur foarte tare că... Anza! Lasă-mă să zic. Mă bucur că suntem sănătoși cu toții. Și Anza, îmi dau seama că face din contră, dar pe colegia asta cu fundali. A mai rămas cotuse. Pe care sper să scap curând. Poate ați văzut că două săptămâni nu am postat deloc. Cred că am bătut recordul în pauză. Pauza pe care am simțit să o luăm. Dar efectiv, n-aveam cum. Că și tu ai fost bolnav. Da, și eu, da. Deci amândoi am stat la pat. A venit mama, ne-a pus perfuzii, ne-a hidratat. Something's in the air. Nu mai spun mai mult, că nu mai am expresii. S-a vezi grigio, copii! Suntem din nou în Emiratele Arabe Unite, mai exact în Dubai. Vom sta aici aproape două săptămâni, dar de data asta nu suntem siguri, ci împreună cu străbunica. Am urcat o supă la plică, nu am mâncat nimic astăzi și ne-am luat fiecare cu o supă. Abia aștept să ajung în Dubai, știu eu un restaurant egiptean. Este foarte fain să fiu cu bunica în Dubai, pentru că ea mereu are cam fel totul pregătit. Apă, vitamina C, are mâncare, ea... Și ce tu, părinții tăi nu au pregătit chestii? Au și ei, dar și când nu trebuie să fie pregătită, cam fel doar mergem la magazin sau la parc, are tot ce vrei, are șervețele, are tot. Pe scurt am luat biletele de avion la Abu Dhabi pentru că așa era mai convenabilă oferta de zboruri. Acolo am închiriat o mașină, la fel ca anul trecut când am venit în luna iunie. Trebuie să-ți iau un interviu. Cum te simți în Abu Dhabi? Stai. Acum, știi, câteva zile. Acum ce părere am? Încă ne-am ajuns acasă. Cât am închiriat mașină, domnul și-a adus aminte de noi de data trecută. Diferență mare între a veni în iunie și a veni în ianuarie? Dacă închiriam cu 35 de euro Toyota RAV4, acum cu 50 de euro închiriam una de asta mică. Adică cealaltă este dublu la preț. Asta e. Acum suntem în full sezon și data trecută eram într-un extra sezon. Ți-e foame, tati? Da. Eu numai când mă uit, mame, ce este, dacă aș mai fi să mă uit sus la un cutremur mare, știi cum ar veni ca chibintele, unul peste altul s-ar de rămas. La ce te gândești, bunii? Păi da, te gândești la orice. Bunii, da, e bine în Dubai. E frumos în Dubai, dar nu mai poate bunica de obosită. Hai să mâncăm. Ce zici de restaurantul ăsta, mea? Să știți că ăsta este primul restaurant la care am oprit din nimereală și după aia am venit de două ori sau de trei ori. Este un restaurant egiptean și am mâncat foarte bine și țin minte că am plătit 150 de lei pentru toată familia. Deci și prețul a fost foarte bun. Să vedem acum. Mai sus, că e sezonul. Da, e sezonul. Sunt curios tare. Faci mai degeaba azi supă. E supă de linte. E bună. E foarte bună. Eu mi-o ia. Îmi place de bunii că totuși încearcă, știi? Deci e foarte tare, sunt atâția oameni care sunt ca noi, tineri, știi? Nu încearcă în veci. Dar ea, la vârsta ei, încearcă chestii noi. Supa de linte, zice că e foarte bună. Îți place supa de linte? Deci Anza este de drept un îndrăgostit. Nota finală, știi cât a costat? 200 de lei, gen, nu? Da, 200 de lei.
Pentru toți. Pentru toți 6. Hai că e un preț ok. Am mai rămas încă pe masă o grămadă de mâncare. Da, asta nu e bine. Și am mâncat lamb chops, adică numai porția aia mea a fost vreo 60 sau 70 de lei, știi? Hai că supele și alte, da, a fost foarte fain. Deci Dubai nu înseamnă neapărat că trebuie să plătești 50 de euro de persoană, știi, să mănânci. Two rooms, right? Two rooms, yes. Obosiți? Ești obosită? Gata, ce-am terminat, nu obosită. Ești obosită. Ce drăguț ești tu. Foarte fain că te gândești la ea. Fericită că a venit și bunii. Mhm. După că îi place. Nu m-a așteptat sincer să-i placă. Și nici eu nu m-a așteptat. Pentru că mă gândeam să zic că e totul superficial, știi? Dar mie mi se pare că îi place până la E, avem și un kitchen și o bucătărioară mică. Este și patul întins aici, deci este o cameră dublă. Ce pat mare! Ca să înțelegeți, cam asta vroiam eu la camera mea înainte să fie gata casa. Nu s-a putut, dar este ok. E ok, e superb. Ia! Ce oboseală! Și ce baie faină! Bun, deci ca să înțelegeți, avem două camere exact cum este asta. Ni s-a făcut upgrade gratuit. În hotelul în care vom sta mai mult, vom face un tur mai pe larg mâine. Ce zici, bunica, de clădiri? Astea sunt înalte. Aici au arhitectura aparte, parcă sunt niște jucării făcute cu iscusință. Deci nu știi cum le mai zice. Recepție, recepție. Da, trebuie să facem check-in. Arată foarte fain hotelul, view din spate cu orașul, este foarte fain, suntem și la mare. Water for you? Uite cum se numește hotelul ăsta, primul cum s-a numit, nu știi? Stay Bridge. Păi vezi? La jurnal. Detec numele fiecăruia, le caracterizez cum am simțit, cum a fost, cum așa. Și la fel și în toate localitățile. Abu Dhabi e foarte frumos și Dubai. Acum suntem în Dubai, nu? Da. Dubai. Conectează-mi la internetul de la cameră. Ia vezi, care din ele e? Tata, te rog, îmi ții bățul. Da. Unde e? Bățul ăsta e pistolul lui, mă, este adus din România, a făcut pipi într-o parcare și l-a găsit. Și uite, e ca un pistol. A trebuit să mă întorc aseară la restaurant ca să îl recuperez. Haide! Și aici sunt două camere conectate. Super. Și noi o să avem pe a treia în față. Ce este? Un safe? No, noi am avut o singură cameră pe Clement Cotral de 6 metri pătrați și stăteam trei surori. Cum intram toți într-un pat de două persoane. Da, și a fost bine. Apropo de hotelul Rove de la Mer, unde suntem exact chiar acum, vă las un link în descriere ca să descoperiți voi prețurile. Contează sezonul în care vii, gradul de ocupabilitate. Știți voi cum e cu hotelurile. Prima dată avem aici un foteliu. Ok. De aici avem o masuță cu masuri. Foarte drăguț, foarte drăguț. Patul lui Bunii și al lui Ianza. Și aici avem baia. Chestiile tale frate, da. Chestiile tale, ele le confiști, lumini? Oricum n-are nevoie de ele. Okay. După aia, aici avem două uși, unde vine camera mea și a lui Melissa. Care doarme la geam sau cum? Eu mereu dorm aici. Da? Mereu trebuie dreapta în capul meu, eu trebuie să fiu la dreapta. Păi da, da, da. Dreapta. Vezi? Dacă stai așa, aici e dreapta. Dar nu, pentru că stai acum. Aici e dreapta, așa e. Dar îți place aici. Aici îți place. Și aici. Și adică încă n-ai văzut nimic. O să avem, să mergem în foarte multe locuri. Da, e frumoase. E frumos. Cel mai tare îmi place că am primit această vacanță, ca și cealaltă. De-aia voi poate ne vedeți mult în vacanțe. Nu este că punem atât de mare preț pe vacanță și vacanța și investim atâta într-o vacanță, ci este pentru că primim. Cum facem și content de travel, e un fel de vacanță plus muncă, pentru că, de exemplu, acum este 5:04 dimineața, mi-am dat seama că trebuie să mai înregistrez niște chestii ca să fie coerent vlogul ăsta și mai am ceva până să-l termin să-l editez. În fine, vacanța asta este
în colaborare cu Visit Dubai, este un fel de ministerul turismului de aici din Dubai. Ei ne-au chemat și susțin cam 90% din tot ce înseamnă vacanța noastră aici. Așa că nu ne plângem, este o foarte mare bucurie să muncim aici, știi, și să editez și să și filmăm și toate astea, pentru că, da, suntem privilegiați să avem o muncă ca asta care ne place. Bunica? Da. Ce părere ai despre clădiri? Le-a văzut ziua. Da, acum seara e suplendoare. Salutare și bine v-am găsit la un nou vlog. Astăzi suntem în Dubai cu bunica și o să mergem la cea mai înaltă clădire. Ați mai văzut vlogul ăsta, dar mai de mult puțin frumos. Și am mers cu liftul. Liftul a prins viteză mare, așa mi-a zis tata. Asta e cea mai mare clădire din lume, pe asta am fost noi. Ai trecut-o pe... Ai trecut-o, da? Hai să mergem mai încolo, să putem să vedem fântânile. Vai, ce de lume e! Deci abia am intrat până aici. Adică abia am ieșit din mall. Este foarte, 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 foarte multă lume. Cum ți se pare? Nu mai pun mai mult, că nu mai am expresie. Le trecem. Parcă dansau când erau așa. Da. Era și pe muzică. Ai auzit muzică? Da. Deci, diferența între a veni în Dubai iunie și ianuarie mi se pare foarte mare. În primul rând de căldură, pentru că sunt 40 de grade. Mie mi-a plăcut foarte tare și atunci, pentru că era mai liber. De exemplu, acum este foarte, foarte aglomerat și pentru că este full sezon. Da, e foarte frumoasă vremea totuși, că nu e chiar să leșin. Doar că în iunie nu am rezistat să stăm afară, să ne uităm la chestia asta cu fântânile. Nu am rezistat, că eram prea cald, mai ții minte? Am zis ok, murim de cald, haideți repede să mergem la aer condiționat. Bunica n-ar fi rezistat. Da, e mult mai bine pentru bunii așa. Haideți! Mie mi-ar plăcea mai mult să fie mai cald. Dar tot e cald, să știi. Da, e cald, dar mi-ar plăcea să merg să fie și mai cald în vară. Deci ai alege să vii mai degrabă în iunie decât în ianuarie. Da. Este o vreme ca fel, e vară în, în România. Asta e vremea acum. E vară în România. Deci cum e vara în România, așa este acum aici. Până acum am jucat cine mă poate doborâ. Eu fără mâini și ele cu mâini, cu picioare, cu ce vor ele. Și eu am făcut cel mai bine. Și tu ai făcut cel mai bine, da. Ai o tehnică de luat pe sub apă, așa, da. Acum facem. Și mă fac căzut. Dați un mare like pentru acest vlog. Hai. Hai să vedeți. Uite, au dat acum like, hai. Stai să vă călzesc. Ce faci, bunica? Îl vezi băiatul ăsta cu mânoată singur. Ce zici, cu mânoată? Bine. Dați un mare like pentru acest. Dacă n-ați dat, poate... n-ați dat toți de aia. De aia n-a reușit. Haide, 1, 2, 3 și... Bravo! 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 Bravo, bravo, bravo! Sorry! Nu mai am
avut aer și v-a mișcat repede. Așa că să aveți grijă, copii. Ce sfat mai dai tu? Am ajuns la Green Planet. Intrarea aici, dacă iei bilete de la intrare, este 200 de lei de adult. Dar pe internet sunt oferte. Noi nu am plătit nimic pentru că ne-au invitat ei și ne-au dat bilete gratuite. Dar sunt oferte pe internet, asta vreau să vă spun. Și poți să obții mai preț mai mic, undeva pe la vreo 160 de lei, 150 de lei de adult. Și copiii au chiar mai puțin. Hai să descoperim Green Planet. Mama, uite ce-i lângă tine. Ce frumoasă e. Bunica e ca un copil, odată vrea apă, odată vrea pipi, odată vrea... Așa. Ca să înțelegeți exact cum este locul ăsta, deci este ca un fel de bloc, să zic, da, este un dreptunghi așa înalt cât un bloc și este copacul ăsta de sus până jos, urci până la etaj, iar apoi cobori și vezi plante și animale din zona tropicală. Ce pasăre o fi asta, că n-am mai văzut-o niciodată. N-avem voie să punem mâna pe ea. La Green Planet a fost foarte fain, din cauza că am văzut animale ce nu poți să le vezi în România. Mm-hmm. Și sunt și foarte drăguțe, erau niște maimuțe, atât de drăguțe și mici. Vai, ce drăguțe erau alea. Mamă, deci animalul ăsta nici nu știam că există. Deci e un fel de combinație între animale. Ia uite ce mânuțe galbene are. Mânuțele, are mânuțele decolorate. Ia fă așa, mă, ia, fă așa. Și fă așa. Ia faci. Și Leneșu, ce părere ai despre el? Leneșu era chiar leneș și foarte în leneș. Desene animate foarte drăguț, dar în realitate părul lui nu e pufos deloc, este aspru. E, nu zic că l-am atins, dar am văzut. Ioi, cum doarme el. Ce scump e, nu? Doarme acolo. Doarme în căsuța aia. Dar știi de ce îi se zice leneș? De ce? Că se mișcă foarte greu. Se mișcă așa încet, încet. Cum se simte? E viu, da. Wow, ce alunecos e, nu? Ăsta se numește bear cat. Adică e o combinație între urs și pisică. N-am mai auzit de animalul ăsta, vă zic sincer. Nu știu dacă voi ați auzit. Nu se vede bine din poziția asta, dar chiar cumva așa parcă seamănă și cu ursuleț și cu... Da, e drăguț. Scarlet, nu ți-e frică, bravo! Bravo, Scarlet! Bravo, ce curajoasă! Un gândac scârbos, enorm de mare, cam atâta. Și eu l-am atins. Wow! Wow, Amza! Ce curajos ești! Ce curajos! Uite ce antene are! Ia uite ce antene are! La fiecare colț, bunica mai cere să-i se facă o poză. Să aibă amintire, a zis că vrea că în fiecare loc să se uite acasă la poze și să-și aducă aminte tot ce a văzut pe aici. Deci asta e un fel de grădină botanică combinată cu grădină zoologică și e fain, o experiență faină. Nu e foarte mult de mers, sunt toate compacte și nu sunt în acvarii animalele. Le vezi aici, le auzi, e chiar și cum te plimba printr-o pădure tropicală. Ăștia sunt pirania. Niște pești care dacă te bagi în apă te mănâncă. Da. Da, mici așa, dar te mănâncă de viu. Pirania, așa chiar, se numesc. Chiar te omoară? Nu cred că te omoară, nu, că am văzut dar că nu-i chiar așa ca în filmele cu pirania. În unul din videourile următoare o să vă povestesc și cum a fost reacția bunicii când am invitat-o să vină cu noi în Dubai. A avut o reacție mega înțeleaptă și duhovnicească și va trebui să vă povestesc și chestia, dar data viitoare. Ce-i sub barbă acolo? M-am lovit. Mamă, ce vânătaie ai. Cum te-ai lovit? Zici că m-a mușcat leu așa și mi s-a umflat. Dar cum te-ai lovit? Deci, eu acasă la mine mergeam și după aia m-am împiedicat, am căzut, am dat cu barbă, cu bărbia de... Podea? Podia și după aia așa. Îți mulțumesc că te-ai uitat până la final. Acesta a fost vlogul de azi. Nu uita să te abonezi. Urmează multe activități din Dubai foarte faine, diferite față de ce am făcut data trecută.
Da, îți mulțumim că te-ai uitat până la final și că ești și abonat și să știi că citim și comentariile, poate nu răspundem la toate, dar încercăm să dăm inimioare la cât de multe putem și să le citim pe toate. Mulțumim, pa, pa!